gato, zavaragat, gemene glaude velia. Ascultă, poporule, poporule de legământ, așa vorbește Duhul Sfânt. Deschideți inima, pentru că sunt prezent, zice Duhul Sfânt. Iată, dacă îți vei deschide inima, ai vei simți prezența Domnului. Pentru că te-am strâns în locul acesta ca să stau de vorbă cu tine și să-ți vorbesc de vremea care vine. Așa vorbește Duhul Sfânt. Viu este Domnul. Felobral tanai de cando. Jamania glato sibera brai de veliel. Oh, dacă ți-aș descoperi și dacă ai vedea, zice Duhul Sfânt, ce se apropie peste pământul acesta, ce legi s-au făcut după ușele încuiate și sunt gata să fie publicate, zice Duhul Sfânt, împotriva poporului meu. Viu este Domnul. Poporule, poporule, cercetează-ți viața, cercetează-ți comportarea ta pe care trăiești zi de zi, pentru că iată că sunt prezent în locul acesta. Da, vreau să te cercetez, să zice Duhul Sfânt. Iată, unii sunt legați cu unele legături străine. Vreau să rup legăturile de la nivelul minții care nu le dă pace, zice Duhul Sfânt, să aibă bucuria mântuirii. Viu este Domnul! De aceea cheamă-mă cu credință. Vreau să mă ating de trupuri bolnave. Vreau să iert, zice Duhul Sfânt. Vreau să dau biruință. De aceea cheamă-mă cu credință. Așa vorbește Duhul Sfânt. Iată, necaz și strâmtorare va veni. De aceea, poporule, să merește-te în vremea aceasta. Vino în mărturisire și cheamă-mă cu căință să-ți vină în ajutorul tău. Iartă pe aproapele tău cum te-am iertat eu, zice Duhul Sfânt, pentru că ci iată, dacă te-aș da pe față, da, ce-ai făcut? Oare ai putea să ții capul în sus? N-ai putea, să ce Duhul Sfânt. De aceea am milă de tine și-ți spun, pocăiește-te, întoarce-te la dragostea din tâi, căci iată, sunt gata să vin să-ți dau putere, sunt gata să te eliberez, sunt gata să simțești prezența mea. Viu este Domnul. Șenado, sagadia, bracă la volo. Dacă mă vei chema cu credință pentru vremea care vine, iată că îți voi veni în ajutor și îți voi da putere să rămâi în picioare. Iisus este Domnul. Amin. Să-ți mulțumim, Doamne, de aceea care ne cunoști.